Aș vrea să pun un argument în care, cel puțin filozofii, argumentează de ce unii că nu există o moralitate obiectivă sau absolută, sau cum vreau să o numești, deși este propusă și anumite obiecții ce probabil o să le auzi de la un apologet, dar probabil care nu se gândește prea bine la acest argument. Și primul aspect care vreau să-l spun, pentru cei care știu deja, pot să scape clipul dacă știu ce este ceea ce numim emotivism sau prescriptivism, cred că s-a traduce în română, dar argumentul de bază este acesta, că înainte de toate, când facem afirmații, ca să spunem că afirmația este adevărată, de obicei, ce obțin cel mai mulți dintre noi, ne referim că este adevărată în două sensuri. Fie într-un sens analitic, fie într-un sens sintetic. Termenii aceștia sunt specifici și am să caut să explic cât de bine pot. Anume că o afirmație este, de exemplu, adevărată în mod sintetic, este că te uiți în jur și este așa. De exemplu, pentru cei care se uită pe cameră sau care doar mă ascultă în fundal, pot să mă creadă, este că acum trec pe lângă ceva gen un topogan sau două topogane mici pentru copii sau și la stânga este un alt topogan, două topogane altele, deci sunt patru topogane în jur și cineva care spune că sunt patru topogane lângă Ciprian, ce obțin cât să le vadă Ciprian acum, este o afirmație sintetică adevărată. Și aceasta este atât de adevărată, atâta timp cât putem să coroborăm, să validăm această afirmație. Și celelalte sunt analitice, de genul că sunt adevărate prin definiție. Un burlac este cineva necăsătorit. Cineva virgin nu a făcut sex. Sau un număr par este divizibil cu 2. Sau numărul 14 este număr par. Și acestea, putem să vedem ceva diferit față de afirmațiile morale. De exemplu, dacă ai să te uiți la afirmațiile, chiar și cele mai agresive, că a ucide este greșit, s-ar putea să fie în mod rezonabil că oamenii să nu poată să afirme același standard. A fi greșit este la un mod destul de rezonabil o afirmație ce nu o poți valida, mai ales că mulți oameni o să vadă în anumite circunstanțe că poți să ucizi sau să omori, dar lăsăm discuția dintre ucis și omorât. Dar vreau să spun că termenul nu are o definiție, fie analitică, fie sintetică. Și o să ajungem imediat că unii o să spună că poți să-L întrebi pe Dumnezeu. O să ajungem, promitem, acolo. Dar ce modele sunt propuse? Sunt două. Destul de populare în filozofie azi, din câte știu. Unul este emotivismul, câteodată numit teoria Bu și Ura, sau Hurei, cred că ar fi în engleză, în care când vezi ceva care îți displace, când întrebi, este a ucide rău? Cei mai mulți oameni, dacă au emoția asociată, să spună Bu. Și bineînțeles că uneori o să aibă emoția poate pe dos. Ura, dacă, de exemplu, este în autoapărare și soldații ucrainieni apără cotropitorii ruși. Și acesta este primul aspect în care putem să vedem. Nu numai că este subiectiv, dar în fapt emoțiile acelea sunt reale, dar nu reprezintă decât o stare emoțională sub care ne atașăm față de anumite fapte. Și bineînțeles că aceasta are să ducă la tot felul de discuții despre anumite genociduri sau, dacă vorbim doar despre tema uciderii, dar sunt și alte aspecte care s-ar putea să, în cele din urmă, să vedem că mulți oameni s-ar putea să fim de acord sau nu cu anumite poziții și acest spectru să se schimbe. Și un alt fel care este similar, dar nu identic, este ceea ce se cheamă prescriptivism. Și prescriptivism, când spui să nu ucizi că este
afirmația îți pare că este adevărată sau că este falsă, este în fapt că tu spui, eu nu aș vrea să ucizi. Atunci când spui că este falsă, că a ucide este bine sau ce-a fi. Și acum, acestea două, bineînțeles că le înțelegem în două subiective. Sunt multe acte care noi ne-am schimbat emoțiile față de ele. Azi tratăm mai egal femeile. Azi nu mai considerăm că este moral să portăm, să ținem sclavi sau să avem ceea ce se numește dreptul divin al regilor. Și bineînțeles că sunt discuții și discuții, chiar și de aceste subiecte, chiar și azi pe alocuri. Și alt exemplu, se mută emoțiile, că oamenii sunt mai acceptoși în lucruri de gen LGBT sau veganism. Și să fiu clar, oamenii își schimbă gradual, probabil, cel puțin la nivel de societate, emoțiile. Și cu toate acestea poți să creezi un grup, cum există un club de fotbal, în care mulți își doresc ca să câștige echipa lor și strigă foarte fericiți că vrem să câștigăm, indiferent că poate alții pierd. Și la fel, prescriptivismul iar este ușor de înțeles, pentru că oamenii, în mod real, au să acționeze conform convingerilor lor și oamenii acționează la anumite grade, în funcție de cât de important cred că anumite lucruri să nu se întâmple sau să se întâmple. De asta, chiar și în lumea creștină, nu toți creștinii sunt evangelizatori. Nu este că poate, să zicem, ramura lor creștină crede că nu este bine să fie evangelizator. Mulți cred că este bine să fii, dar mulți cred că poate aceasta nu este prima lor prioritate, deși este adevărat. Și tot ce vreau să afirm cu acest lucru este că și la lucrurile care, să zicem că le găsești într-o populație ca și definitoriu, în genul o lume evanghelică în care ei cred că este important să faci, de exemplu, evanghelizări de genul, există clar un spectru în care oamenii au să acționeze diferit. Și acum haideți să vedem câteva obiecții sau cel puțin una care una o să spună, vezi, problema este că oamenii zic că nu au Dumnezeu și în fapt poți să verifici cu Dumnezeu, care este o judecată morală, obiectivă și de acest fel. Și a spune că, bineînțeles, acum depinde din ce cultură ești. Dar dacă ești cel puțin într-o cultură biblică, Biblia este un ghid foarte prost moral și a citi Biblia, în fapt, te creează, te face o persoană care foarte probabil o să te aducă repede în închisoare, dacă în special vrei să o urmărești. Există ceva în afara Bibliei ce ne face pe noi să judecăm și uneori să spună, uite, este Duhul Sfânt. Duhul Sfânt ne face să nu omorăm copiii cu pietre, chiar dacă scrie să omor copiii inascultători cu pietre. Este înțelegerea aceea creștină, post, nu știu ce o fi, post Iisus, care ne explică că deși există poligamie, să nu acceptăm poligamia. Deși există poligamie în Biblie, la asta mă refer. Și, bineînțeles, acesta este primul aspect, că ipotetic tot trebuie să mai pui un alt agent ca să-ți explici moralitatea. Dar elefantul din cameră este că și dacă ai presupune că oamenii aceștia au cică un Duh Sfânt, în realitate poți să vezi că oamenii cu Duh Sfânt sau cu ce-o fi, cu adevărata scriere, ajung până la urmă să reflecte ce spune pastorul. Dacă în anii 90 pastorul, cel puțin din biserica unde eram eu, ar fi încurajat foarte tare să nu te uiți la ceva de genul televizor și oamenii nu se uită la televizor, că erau creștini, în aceeași notă, același pastor, peste 20 de ani sau fiusul, spune, tot una de Duhul Sfânt, că poți să te uiți la televizor și la laptop, doar să nu te uiți la canalele de ochiate, ce fi însemnând asta. Și în aceeași notă, sunt multe alte lucruri similare ce s-au schimbat în ultimele decenii. Și, bineînțeles, dacă în trecut era să nu asculți muzică rock, acum se zice să nu asculți
muzică rock necreștină. Sau dacă asculți muzică rock necreștină, trebuie să fie cât de cât să nu fie vulgară sau ce-o fi. Și acesta vreau să spun, bineînțeles, că depinde de la adunare la adunare, dar nu poți să construiești, de cum s-a plecat discuția, să ai un fel sintetic în care să construiești o poziție. Și nu mă refer la o poziție că trebuie să înțelegi câte persoane are Trinitatea și ce natură are, ci efectiv la actele morale. Iar bineînțeles că în anumite cazuri triviale, unii oameni au să spună că în cel mai extrem caz, probabil că ai să întrebi toți evanghelicii, este greșit să faci un genocid. Dar dacă întrebi imediat următoarea întrebare, sunt genocidurile descrisă contra cananiților sau ceva de genul în Biblie imorale, mai ales că unii par să spună că au fost comandate de divin, atunci întrebarea devine foarte ambiguă pentru aceiași creștini. Și bineînțeles, acum mă leg de creștini, dar vreau să concur că există mai multe nivele în care creștinii nu au un răspuns direct. Și atunci ajung că în cele din urmă, emoțiile din ei, de genul că nu pot să judece rațional în cazul acesta, că dacă ei văd că un act gen genocidul pare fi absolut imoral, măcar la nivel prescriptivism, că ei nu ar vrea să fie anihilați, că vine o nație să facă un genocid, în același ton nu putem să vorbim de o moralitate altfel decât ce pare a fi o emoție sau o prescripție de genul că bunica ta probabil că purta minijup și probabil că azi minijupul trebuie să fie puțin, doar puțin poate deasupra genunchilor, dar nu mai mult de atât, dar poți să ai blugi rupți. Și bunica mea poate ar fi spus să nu ai blugi rupți în niciun caz, dar poate minijupul este ok. Și ce țin pentru fetele la 18-19 ani. Și aici cred eu că suntem. Că cel puțin argumentul acesta pare a fi rezonabil cum înțelegem realitatea. Și dacă este așa, avem cel puțin punctul de pornire din discuție. Și cu asta putem să închidem. Sper că v-a plăcut și dacă sunteți interesați despre emotivism sau prescriptivism, pot să pun cel puțin măcar o resursă în descriere. Dar dacă sunteți mai interesați, o să mai pun și altele. Rațiunea fie cu voi și moralitatea fie cu voi și ne vedem data viitoare. Pa, pa!